se ascund cuțitele la Strehaia, acolo unde a izbucnit un nou scandal. Alin, fiul lui Leo de la Strehaia, este chemat acasă de nevasta pe care a părăsit-o cu 5 ani în urmă și s-a mutat cu dansatoarea Mihaela Tache, pe care a cunoscut-o pe platourile emisiunii VovBiz. În articol, zilele trecute, Mădălina, prințesa de la Strehaia, a acuzat-o pe Mihaela Tache că nu-și recunoaște statutul de amantă și că o vorbește pe ea de rău. Mălina s-a aliat cu Leo de la Strehaia și cu sora acestuia, Olga, care o apără pentru că este țigancă de-a lor. De asemenea, Mihaela Tache a fost acuzată că ar avea, în paralel și o relație cu manelistul Țzancă Uraganul, cu care îl traduce pe fiul lui Leo, Mihaela Tache. Nevasta îl înșela pe Alin cu vecinul. Acum, Mihaela Tache vine cu o replică devastatoare. A scos la iveală înregistrări prin care Mădălina îi amenință părinții că Alin va merge în pământ sau la pușcărie dacă nu se întoarce la ea. Citește si, nevasta lui Țzancă vrea să o bată. Probleme mari pentru nora lui Leo de la Strehaia, după ce s-a zvonit că s-a iubit cu manelistul Uraganul. Citește si, comuniștii chinezi au împânzit Marea Britanie. Documentul secret zguduie politica. EVZ.ro citește si, ce profeție a făcut Nostradamus pentru anul 2021. Ziro. Nevasta lui, că ea se dă nevastă, îl amenință pe Alin. Că de ce nu mai stă cu ea? Vă spun eu de ce nu mai stă cu ea, pentru că Mădălina trăia cu vecinul lui Alin. Și nu numai cu vecinul, mai trăia cu cineva din familie, care e neam de sânge cu Alin. Vă dau imediat înregistrarea să vedeți cum Mădălina se milogește și se înjosește în fața mamei mele. Ce nevastă ești tu când îți vezi bărbatul doar de Revelion, de Crăciun și de Paște? Ați înțeles cum este o căsătorie? Alin va merge ori la pușcărie, ori în pământ. Păi, când vreodată o să poți ține un bărbat cu japca? Să stea cu tine în pat? Alin oricum doarme separat când merge la Strehaia, el vine la fetiță. Virgulă, spune Mihaela Tache pe contul ei de YouTube. Citește si, ea e prințesa țiganilor, virgulă, femei atradusă de fiul lui Leo de la Strehaia cu Mihaela Tache. Mădălina rupe tăcerea după 5 ani de suferință Leo, terorizat de familia nurorii sale. Dansatoarea a mai făcut publice o serie de înregistrări cu Leo de la Strehaia, care se destăinuie că familia Mădălinei îi terorizează pur și simplu din cauza faptului că Alin a plecat de lângă ea. Înregistrările sunt între mama mea și Leo. O sunase să-i spună că nu mai suportă familia Mădălinei, că-l terorizează, că nu poate scăpa de ei, că nu știe cum să facă, să se întâlnească cu tatăl meu și să stabilească cum să-l scoată pe Alin din această situație, virgulă, a mai spus Mihaela Tache. Alin, fiul lui Leo de la Strehaia, are o fiică cu Mădălina și un băiețel cu Mihaela. În prezent, el locuiește la Pitești, împreună cu dansatoarea, însă merge destul de des și la Strehaia, acolo unde Mihaela Tache nu are curaj să intre de frica familiei Mădălinei. Let's Blockades!